Salut la toată lumea, sunt Cătălin din Obolic. Încercăm să formăm la eventul de astăzi, unde ar trebui să pice, să dropăm sigiliul Comet. Suntem în timpul eventului, este 7:16 minute. N-am intrat de la fix pentru că am fost să fac cioburile, de dimineață nu am avut timp și abia acum am avut timp. Sperăm ca la primul meu timp pe ziua de astăzi să dropăm și noi sigiliul Comet. Între timp am făcut și noi ticket. Sperăm să rezolvăm cumva problema. Ah, nu am luat. Trebuia să iau și eu niște critice. Ok, hai să vedem dacă primim vreun sigiliu Comet. Cioburile vreau să le iau repede, să scap de ele. Ciob. Inele experienței. Cartea abilității. Mantia curajului. Ciob. Runa de gheață. Sigiliu Comet, eu nu văd pe nicăieri. Niciun sigiliu Comet. Ok, continuăm. Doar nu vrem să ne pice din prima. Încercăm acum să bătem și bossul. Ai, nu spune că sunt cu doi boși. Acum văd și cu Argeșul și cu Polipemeus ăsta. Ce nasol. Primul l-am bătut. Te sultești bandele. Mă, dă-mă în el. Ar mama ta să fie. De ce de necunoștință? Deci doi boși. Vreau să scot toagă din cufărul cu acadele, inele, să desfac unul acum, dar am văzut că am inelul activ și n-are rost. Hai să vedem dacă vedem un sigiliu Comet, așa, din uitându-ne lejer, așa, pac, dacă vedeți pe aici un sigiliu Comet, să-mi spuneți și mie că eu nu-l văd. În cufărul întunericului, mantea mă interesează. Trebuie după ce trece inelul să luăm și noi un inel, o acadea, ceva de 7 zile. Ai, mă, mai era foarte puțin, mă, ce om rău. Ce n-am iat de mante vreau. Pisica nebună, Abin, ți-am dat mâncare. Lasă-mă și pe mine. Ok, am luat. Bun. Ce-a mai apărut un om? Abi, fii cu minte. Nu știu ce am luat acum, de aici de jos. Stai, mă, dracule, cu minte. Stai la mine aici. Nu mă enerva. Nu vrei să stai? Nu stai atât. Voiam mantile să le iau repede. Oricum nu văd pe nicăieri. Ce căutam eu să dropez? Sigiliu Comet. Dar nu mai văd nimic, ca un inel de experiență. Și cam atât. Nu știu. Pastile de sânge.
Nu știu unde mantele să moare, dacă le văd. Mantea secretelor. Deci eu nu văd mante, dar păi... Drăcea aia. Chiar nu văd. Aveam un metin aici. Care trebuie să continuăm să-l spargem. Foarte frumos din partea lor. Să nu drepe nimic. Hai să mai uităm o dată așa repede. Mante, băi, vezi pe undeva mante. Dacă îl aude cineva pe acest pisoi, zice că nu i-am dat mâncare de când l-a făcut musa. Nici gând, hai să luăm ce gustă. Ok, continuăm. Am uitat să înregistrez, s-a spart metinul, n-au ridicat nimic de jos. Dacă ridicam ceva de jos, ar fi văzut în vreun sigiliu comet pe aici. Dar nu este cazul. Chiar n-am luat niciun sigiliu comet. Și nici nu puteam să iau pe balcon pentru că încă nu dispăruseră numele de pe ele. Deci, încă unul, încă un metin și nimic. Ce să zic că s-a întâmplat? Ok, hai să mai căutăm ce să facem ca băieții. Ah, a murit. Continuăm. Al treilea metin. Tot la event suntem 7:35, 19:35, adică hai să vedem ce se întâmplă de data asta. Luăm ceva acum? Ia să vedem, sigiliu comet pe undeva, unde este, unde este, să-l luăm. Hai cu sigiliu comet, sigiliu, sigiliu. Astăzi da, mâine da, fiecare zi luăm. Numai sigilii, fii atent, unul peste altul. Plin de sigilii. Nu o să mai am loc. Trebuie să mă duc să fac ceva cu pisica asta, că nu ne înțelegem deloc. Deci absolut niciun sigiliu comet. Asta este, mă, încercăm. Ce să facem acum? Să bag niște de astea, trebuie să rezolv pisica. Rapid, rapid, spargem și metinul. Hai să vedem. Pergament. Piatră. Piatră, ciob, adică mă refer, ciob. Ok. Carte. Ciob. Mantie. Ciob. Ciob, 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 ciob. Mai luăm un ciob. Păi, dar niciun sigiliu comet. Eu nu văd un sigiliu comet. Hai să luăm asta și inelul. Mai colectăm inele, poate creștem și noi. Vreau să... Unde? Unde este asta să deschid? De ce n-am văzut încă un sigiliu comet? Am mai luat. Incredibil. Suntem la al cincelea sau la al șaselea metin. Continuăm. Să mai luăm un sigiliu comet. Păi ce mama naibii? Nu, nu ne trebuie. Ia uite-l, bă, ce sigiliu frumos a fost. Incredibil, nu vine să cred. Dar vreau să iau cioburile să scap de ele. Ce mai avem mare pe aici? Mai tomate, fii atent.
Creo que está al 6 la metí. Ah, nu trebuie să-l iau pe ăla, că am terminat. Hai să ne uităm acum de ce ne trebuie nouă de sigiliu comet. Unde e sigiliu comet? Cine-l vede primul? Sigiliu comet, unde ești mai? Uite-l mai aici, uite-l. Incredibil. Am mai luat încă unul, avem o grămadă, uite-te și tu. Suntem full de sigiliu comet. Forțat. Încercăm să-l luăm 7 la metin să vedem ce facem. Poate de data aceasta este cu noroc. Totuși ar trebui și în 7 metină. Ah, nu vreau să bu, nu voiam să iau un shuttle harul. Ăsta luăm de la pet. Hai să încerc să mai dau să hrănim și petul. Deci unde este sigiliul Comet? Că nu-l vedem. Da, bătaie de joc. Metinul cu numărul 8 sau 9, acum nu mai are atât de multă importanță că este 8 sau 9. Vedem imediat dacă avem sigiliul Comet sau nu. Asta ne interesează. Și bineînțeles că avem încă un sigiliu Comet. Băi, dar noi suntem bazați, măi. Nu glumă, uite-te și tu. Câte sigilii Comet putem să luăm? Nu-mi vine să cred. Unul după altul, nu avem loc unde să mai punem sigiliile Comet. Metinul cu numărul 8 sau 9. Dar poate și mai mult, hai să vedem. Mantie curaj, carte abilitate, suflet cu suflet și am uitat și un bes aici. Aici pe undeva ascuns, uita. Și ne uităm frumos, poate avem sigiliul Comet. Unde este sigiliul Comet? Inventul că este activ. Asta de aici. Cu fărcă de respingere îl iau și sigiliul Comet nu este nașpa. Continuăm cu încă un metin. Iar mai vreau încă un sigiliul Comet să fie treabă-treabă, să vină sigiliul Comet la mine, eventul activ, să n-au discuții. Și unde este sigiliul Comet mai? Piatra sufletului plus. Elmul negru. Mantia curajului. Am eu. Inelul experienței. Pergamentul. Ce mai am luat? Sigiliul Comet. Unde ești? Da, data viitoare. Continuăm cu următorul metin, nu mai contează numărul, eventul este activ. Ăsta este pradă 2. A făcut petul level 71, bun, bun, bun. Așa, da. Așa e un chestie asta. Îl vom lua imediat. Abia aștept să fac petul 81. Hai să vedem sigiliul Comet. Unde ești, mă, sigiliu? Mantie curaj. Pergament. Încă un pergament, bun. Și sigiliul Comet, unde ești, măi? Sigiliul Comet. Băi, încă un sigiliul Comet. Băi, nu-mi vine să cred, măi. Ce tare sunt. Suntem plini de sigilii Comet. Următorul metin, eventul activ,
Toate bune și frumoase, ora este 20 și 11 minute. Așteptăm următorul sigiliu comet. Facem colecție de comete. Pergamentul. Mantie, inel de experiență. Și carta abilități. Sigiliu Comet, unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Uite-le aici, asta era Sigiliu Comet, bravo mie! Încă un atins, încă un Sigiliu Comet. O să fac colecția din numai de comet, ia uite, 1, 1, 1, 1, 8. Plin de comet, și numai comete. Săracul cont e plin numai de comete. Inel. Nu am luat ametist. Și unde sunt restul itemului? Nu știu, atent că s-a făcut și drop mai problematic. Curaj, bless. Și unde este... Unde este? Că n-am luat. Mantia curajului. Dar mantia curajului nu este. Un drop spectaculos, vedeți, plin de... Plin de obiecte. Asta unde a pus cartea asta. Cine a luat de jos cartea? E posibil să nu a luat. Am crezut că am luat-o și n-am luat-o. Asta. Dar era mușcat. Da, asta n-a fost. Am zis că voi desfaci, mai este un minut și vreau să desfac un cufăr din acesta. Hai de început, că ce pică, medalia eroilor. Bravo, măi! Bravo! De de o zi. Tuci rasa ta... Da, am fost puțin supărat că am dropat medalia eroilor de o zi. Nu mă așteptam. Nu zic că nu este bună, dar... Va trebui să mergem puțin pe 4 să creștem petul. Am eu pe niște iteme, pe niște conturi iteme să-l hrănim, dacă mai am. Știam că aveam, nu știu dacă mai am. Dar să nu mai am, să-l hrănesc cu altceva, cu de-astea. Hai să vedem, poate am luat de data aceasta... Ce voiam să luăm? Sigiliu Comet. Cred că numai Comet am luat. Magnetică, n-am loc să le bag. Mantie Curaj. Plată și-o magică. Avem un veșmânt negru pe aici, așa pe tulării din greșeală. Și cam atât aici. Și iată de fapt. Nu ne trebuie. Nu că stau enervat, mă stau cu să-l pierd în bucără. Încă un metin, vreau să mai facem setul acesta de mantii și mergem V4 pe cine l-a crescut. L-a crescut petul, nu pentru mine. Mine prea puțin mă interesează crescutul acum. Mă interesează de interesat, dar nu așa de mult. Nu trebuie să le chemăm
fuggere il pergamento, mi interessa. Clopot, mi interessa. Animal. Ce mai avem de hrănit? Un arc. Runa de gheață, aură de gheață. Și în rest nimic, nici un sigiliu mic. Și mai toate și asta magică, pe care n-am unde să iau. Bun. Încă un metin, mai avem două aici, un lângă altul poziționate frumos. Și vreau sigiliul Comet. Ia să vedem sigiliul Comet. Anu Kingova. Unde e sigiliul Comet? Băi, unde ești mai sigiliul ăla? Unde te ascund sigiliul meu preferat? Păi se tot bate așa cu cum își pică sigiliul. Ce mă n-a dat așa mai degrabă? Încă un metin, încă un sigiliu. Toate lucrurile merg perfect. Nu știu ce să ne facem cu atâta sigiliu, să ne umple locul din inventar. Și mai avem metinul de lângă, ok. Piatra sufletului, cartea abilității, nelul, trebuie să nu iau pergamentul. Mantia vreau să iau. Dacă este, a fost. Clopul cer pământ. Și magnetica și arcul. Ia să vedem. Dăm asta la pet. Haleala, în care a fost de lune trebuie. Arcul de bun. Asta nu știu ce caută, pe și mai erau de asta o magnetică și pastilă de sânge. Eu asta le citesc și o magnetică pe aici. La un de asta. Asta ce scrie pe aia nu mă interesează, ce bonus era. Ok. Încă un metin. Probabil încă un sigiliu, că noi suntem norocoși. Piatra sufletului, cartea abilității, mantie, inel, pergament și aici luăm arma de acum. Frânim petul. Așa vezi că n-am loc să le iau. Magnetica asta, of. Bun negru, magnetică, trebuie și bonus, un arc, un clopot. Băi, să fie și n-avem sigiliu. Spargem și următorul metin. Facem probabil 180 de mante. Și în final o să avem 200 cu 200, 400. Părțit la 20 înseamnă că am spart minim 20 de mantine. Că la unul ați văzut chiar căutam și n-am găsit nimic. Și doi băși. Clopă cer pământ. Abilități, mantia, inelul mai lung, magnetica în alt loc.
Muchas veces que no me dropé, me sentí horrible, pecho. Suntem la, probabil, al 20-lea matin, mai mult sau mai puțin. Nu cred că este, sigur este, minim 20. Am spart. Hai să vedem, poate de data asta avem noroc. Nu și noi un sigiliu comet. Ce mai flat eu ăsta? Pergamentul. Ăsta îl dăm la pet. Ăsta îl dăm la pet. Ăsta îl dăm la pet. Asta o luăm, asta îl dăm la pet. Și în concluzie încă un sigiliu am mai luat. Băi, nu se poate, mă. O gheară de grifon. Asta îmi scrie de care violet. Un cuțit dragon. Nu știu că e cam la tunina. Nu pot să-l dau jos. Nu am înțeles de ce. Ar fi trebuit să vă să-l dau. E negociabil, dar nu pot să-l arunci. Mai cam atât. Deci, vedeți, dropul este fenomenal și n-am pus niciun sigiliu comet, nicăieri, pac, 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 nimic. Aici este până aproape de jos, aici nu este deschis. Iar să mâncare level 80, uite, mă teleportez acum pe aia ca să nu ziceți că am alt cont și am venit și e făcătura. Și uite că nu este sui de vede, este șamanca. Uitați aici. Asta e. Deci nu are cum să vină după mine. Dar de. Și intra pe. Și nu are niciun sigiliu comet pe aici. Are cărți. Așa, stai shot și reflex și am încheiat-o. Regetul ajută în ajutorul de citit. Ok, vreau să-i dăm... Aveam pe aici o... reflexie pe undeva. Sufletul de plină... Atât. Hai să mergem până la biolog puțin. Să vedem dacă putem să ducem ramura roșie, abia aștept să scap de ramurile roșii, să mă duc să formez la însemne. Și atunci va fi contul cum trebuie. Întârzi puțin pe aici, dar asta e. Bun, încă 31. Hai să aducem și anca. Ea este la tablița. I-am spus tablice destul de mare, 26 și aici are 124. Și am și piatra pe aici, pe undeva, dar nu văd acum unde depozit, cred că e piatra. Ok, hai să pregătim contul. Păi o să revin cu alt video mâine, probabil mâine seara. Experiența avem 1%. Și petul este 71. Cam atât am avut de spus și am fost din Novolic. Vă aștept episodul următor.